Să nu pretendați la un video mai special, Mihai Best Gamer, care e top donatorul canalului, vedeți aici, 1500 de euro donați până acum de către el, m-a provocat la un match de FIFA 19 Ultimate Team și mi-a spus că dacă îl bat, îmi dă o donație de 1000 de lei. Așa că, e match pe 1000 de lei cu Mihai Best Gamer, asta este echipa mea de Ultimate Team, mi-am mai schimbat câte ceva la ea, probabil ați văzut deja, fiindcă filmez vineri, mâine și pomine fac live-uri cu Weekend League și o să-l invit să jucăm chiar acum. Are și un canal de YouTube unde își mai pune goluri și chestii. Dacă vreți să vedeți canalul lui de YouTube, e în descriere și puteți să vedeți ce postează pe acolo. MBG, șeful la bani, cum se zice. Și dăm play match. Conexiunea nu pare așa bună. El e în Germania acum, Mihai Best Gamer, dar o să vadă cum o se vadă. Nu avem ce să-i facem aici și să vedem ce ne așteaptă. Văd că l-are pe Phil Jones. Nu știu ce echipă are, că nici nu m-am uitat. Am zis să rămână surpriză să vedem acum, ca de obicei, la drafturi. El Sharawi, Bakayoko, Cuadrado, Milinkovic, Savic, Icardi, Matuidi. Interesant, are Matuidi și cu Bakayoko. Foarte defensiv acolo. Apare cu Sandro, Chiellini, Bonji și Cancelo. Și aportar Szczesny în formă. Deci Juventus pe apărare, echipă de serie A. Hai să vedem ce știe Mihai Best Gamer. Poate am învățat aici niște scheme, niște nebunii. Îi schimbă formația, văd direct așa din meniu. A ținut, apropo, Mihai Best Gamer a ținut să joc cu cea mai bună echipă. Că am vrut să fac o echipă care să coste cât costa lui, dar a spus să joc cu cea mai bună echipă pentru că vrea să se pună la un test adevărat și să joc cât pot de bine. Acum, l-am pe Neymar, care e favoritul lui, el nu știa chestia asta, e surpriză. Hernandez, perfect, hai. Trebuie să vină golul ăla nebun. Neymar! Ăla e tată, Neymarito, 1-0, în minutul 9, ducem la cameră, iată-l, numărul 10, decar adevărat, ăsta chiar că e decar. Neymar JR, face 1-0, bor cu PGL, marea bătălie și a fost un gol foarte ok, clasic, standard, un scoop turn, shoot pe jos, dream shot din partea lui Junior. Kanté, Mbappé. Iată-l pe Griezmann acolo. Trebuie să-l pun pe Fines. Dar șutul lovește pe Cancelo. Este un corner pentru mine. Laurent Blanc, făcut de Sergei. E înalt, Milinkovic. N-am nimic de zis aici. Dar a rămas Chiellini în față. Ce să faci cu Chiellini? O, ajunge ca braziliana. Ești nebun? Nu merge bine conexiunea, deși apărea o linie. În momentul la o linie ar fi trebuit să meargă foarte prost. Dar nu e chiar așa. FIFA este foarte dubios. Uneori cu trei linii merge mult mai prost decât atât. Nu s-a blocat aproape deloc. E super, super bună conexiunea. La. Din centru mi-e greu să trec de Bonucci și Chiellini. Va trebui să se găsesc un finesse shot pe aici pe acolo. Hai cu Kanté, n-ai ce să faci. Când trebuie să șutezi, trebuie să șutezi. Tot în blocaj. Mi-e greu să trec de această barieră. Bine că a dat Neymar golul ăla. Dar pe atac are prea puțin jucători buni în ofensiv. Nu prea are. Și cred că l-am prins aici. Neymarul. La Hernandez, care dă pe verde, dar în blocaj. Mereu în blocaj se duc șuturile. Ăsta e gol. Matador face 2-0. Numărul 9, pe Dead Fish-ul. Este 2-0 prin Luis Hernandez. Bine, să stai cheia la jocul ăsta, FIFA 19. Timing-ul pe verde și finesul cu jucători care de preferat să aibă trait-ul ăla, finesse shot. Și bineînțeles finishing. Cam așa din ce am văzut se dau majoritatea golurilor. Opa, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Hai să-l vedem. Dăm o rabona. El Rabona! Ah, nu e gol, tot la mine. Călcâi minunat. Neymarito. Nu trece de Bonucci, mă. Forță. Chiellini, Bonucci. Foarte solid. Ok, se trece în prima repriză în curând. Un 2-0 liniștit. I-a fost greu să treacă, n-a reușit. De apărarea mea cu Varane și Blanc în centru. Și aici se încheie prima repriză. În pole position spre 1000 de lei din partea lui Mihai Best Gamer. Acest nou tip de donație, pentru că el reușește, cum să vă spun mereu, să spargă recordurile.
Adrado, mamă. Body check. Cred că așa se poate numi chestia de a făcut-o blank. Și Kylian o dă la Griezmannito, care voiam să șuteze, dar aparent era minge prea sus într-un voleu. Oh, Kondogbia. Geoffrey. Talentat băiatul ăsta. Vreau să dea un finesse. Hai să ne ce știe Kondogbia la 1500 de coins. Ah, aproape. Scate și Eznie, portar bun. Să încercăm o centrare cu Griezmann. Mare foarfecă ce încercase. Nu, Kondogbia. Nu cred. Băi, cum se duc. Neymarule, fă spectacol, Neymarule. Vrem să te vedem în acțiune. Opa, ia-o past. Opa. Dreaming-ul lui Neymar. Hai să vedem dacă este ceva din toată nebunia asta. Neymarul. Nu. No. Hai să vedem aici. Așa un voleu așa după o cursă nebună. Nu se întâmplă. Griezmann de acolo. Uhuh, super. 3-0. Bă, parcă am început să șutez mai bine după ce am jucat mijloarea cu Speedro Gamer. Pur și simplu, mi-am dat seama puțin cum e meta-ul, că el a abuzat de aceste șuturi de la distanță. 3-0 și here comes the money. Griezmann. Vine centrarea. Dar să centrez la Neymar nu e o idee bună. Nu cred că va câștiga vreodată un duel aerian. Nu de aia l-am luat în echipă. Opa, Icardi. Nu trece nimic de blank. Stai așa că e la Müller. Nu, no, blank. Ia vezi gamer. Nu cred că poate trece de blank. Stai așa că am greșit-o. El Shaarawy. Rabona. Nu te cred. De ce arcă Rabona nebunul? Müller, Cuadrado și sare la Icardi. I-a dat timing-ul bine. Nu. Nu scrie. Cea mai mare ocazie, fii atent, nu cred așa. Oh! Pare că e pe spectacol, mă. 3-0. Rămâne scorul. Final de meci. 3-0. Ăla-i, fraților. Victorie. Pentru mine, împotriva Mihai Best Gamer, GG Mihai. N-aveai cum, pentru că am echipă mult mai bună, dar tu ai vrut așa. Și cam asta a fost, fraților. V-a plăcut acest video? Uitați să lăsați un like acolo. Cam atât, prieteni. Pa!